parcă ar fi azi, iată aici era monumentul lui Lenin și la poalele lui eu stăteam și încă o dată mă uitam în textul declarației de suveranitate pe care mi l-a adusese în ajun Valeriu Matei. Îl mai întrebam că aici și parcă ar fi mai bine fraza în felul următor. Momentan se făcea corectura pentru că este un om instruit, nu mai vorbesc, e unul din autorii acestei declarații. Și la un moment dat mi-a venit în cap, zic, stai, Valeriu, zic, dar vouă vă lipsește în declarație un punct. Ce punct mi lipsește? Suntem în emisie direct într-un studio impropriu. Mie cer scuze de la maestrul Ungureanu, Ion Ungureanu, că am întrerupt filmul despre dumnealui. Domnul Igor Dodon, domnul Vasile Năstase și domnul Renato Usate, suntem în emisie directă. Pichetați televiziunea publică unde eu lucrez. Ce pretenții aveți? Cred că o să încep eu, dacă îmi permiteți, stimați concetățeni, stimați telespectatori care ne priviți acum. Probabil sunteți la curent că în ultimele zile protestele în centrul Chișinăului s-au activizat. De fapt, protestăm de mai bine de câteva luni non-stop în centrul Chișinăului, începând cu luna septembrie, colegii de la platforma, da? Noi începând cu data de 27 septembrie. Dar ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile a trecut toate limitele. Atunci când o majoritate parlamentară ilegală, în opinia noastră, care a fost șantajabilă și a fost cumpărată, sau cu bani deputații, sau prin Procuratura Generală, s-a convocat regim de urgență, fără să preîntâmpine oamenii. O secundă, v-am întrebat eu, dar adresările se fac de obicei la sfârșit. Nu, o să fie și la sfârșit. Eu vreau ca oamenii să înțeleagă ce suntem aici. Noi considerăm că această guvernare este ilegală. Noi considerăm că guvernul a fost ilegal. În 30 de minute se votează un guvern, fără a discuta programul de guvernare. Aceasta a dat în bol protestelor masive că oamenii ies în stradă. Am fost zeci de mii alaltă ieri în fața Parlamentului, am fost zeci de mii ieri, suntem zeci de mii astăzi. După ce am pichetat ieri clădirile guvernamentale, astăzi am venit la Moldova 1, aici, să cerem insistent ca protestele să fie arătate în direct, ca în fiecare seară la Moldova 1, noi, reprezentanții protestatarilor, reprezentanții cetățenilor Republicii Moldova, să avem posibilitatea să venim să vă informăm pe cetățeni ce se întâmplă. Pentru că sunt televiziuni ale oligarhilor, care dezinformează că, uite, s-au intrat în clădirile de stat. Vreau să vă spun că ceea ce s-a întâmplat câteva zile în urmă la Parlament, noi regretăm cu toții și vreau să vă promit că noi, protestatarii, nu vom merge la destabilizarea situației și intrarea în clădirile de stat. Într-o emisiune de autor, vreți să comunicăm sau vreți să... V-ați obișnuit prea mult din punctul meu de vedere cu meeting-urile. Domnule Mircea. Faceți un meeting aici, în studio? Domnule Mircea. Astăzi, mesajul este următor. Nu vă temeți să ieșiți la proteste. Noi am venit la Moldova 1 nu cu intenție rele. Să avem o discuție, să obținem această emisiune. Am văzut, mai ales domnul Sati, care avea niște adresări de-a dreptul neeuropenești, dacă vreți. Și, chiar le face pentru... O să comentați, dar eu totuși am o întrebare. Când vă referiți la televiziunile oligarhilor, vă referiți și la televiziunea pe care dumneavoastră o deschideți, acum înțeleg că... Noi, eu personal nu am televiziune, dacă vă interesează, dar vreau să vă spun... Parcă a fost acolo un standard cu TV7, cu Natalia Morare, apropo... Dar vreau să vă spun că... Puteți încerca să veniți cu orice mesaj, dar vreau să vă spun că, comparativ cu televiziunile oligarhilor, și mă refer aici la cele controlate de PD, restul televiziunilor transmite în direct, mare majoritate evenimentelor, și dau echidistant informația, echilibrat despre ce se întâmplă. O să vă rog să comentați faptul că noi am stat 8 ore în emisie directă la altăieri cu o întrerupere de exact de 3 minute și am arătat absolut totul ce s-a întâmplat în fața Parlamentului. Dumneavoastră considerați că nu suntem o televiziune corectă? Domnule Sordo, pot să vin cu mai multe exemple când informația a fost reflectată nu echilibrat și voi veni cu acest exemplu atunci când va fi necesar. De ce ieri? Dacă aveți multe, spuneți. De ce ieri nu ați invitat pe nimeni din partea protestatarilor, de partea celor care protestează
deja de mai multe luni de zile în fața Parlamentului și, și Guvernului, să vină să se expună, să informeze pe oameni ce se întâmplă. Pentru ce ați chemat lacheii oligarhilor să informeze că uite, nu știu ce se întâmplă, că sunt niște dezamăgiți în cine și mai departe. Eu nu o să vin cu date și cu persoane. Dar cu, la cine vă referiți? Date vă vine, dar nu cu persoane. Dumneavoastră personal ați vorbit ieri în emisie directă. Nu odată, pentru că noi am avut o... La cine vă referiți? Ne invitați, ne dați în fiecare seară o oră emisie directă să informați ce se întâmplă în centru. O să discutăm acest lucru în Consiliul de Administrare. Păi asta este mesajul. Recomandarea Consiliului Europei pentru televiziunile publice din spațiul ex-sovietic este că se modifică grila de emisie când se întâmplă ceva în țară, la solicitarea prim-ministrului și la solicitarea președintelui țării. Astea sunt recomandările europenilor, dar poate... Vă rog, domnule Năstase, vă rog. Am venit aici în calitate de reprezentant al societății civile. Noi am avut, alaltă ieri am avut un forum civic la care au venit în mod consolidat oameni reprezentativi ai societății civile. Și acest forum va fi permanentizat. Eu reprezint aici forumul și platforma civică de demnitate și adevăr. Noi protestăm de pe data de 20... Nu partidul, dar platforma. Platforma civică de demnitate și adevăr. Eu nu sunt membru de partid. Dar vă divizați. N-ați trecut... Deci platforma civică de demnitate și adevăr a rămas o entitate separată. Deci partidul are aceeași denumire, dar este un partid politic care la ora actuală, astăzi, expiră termenul când Ministerul Justiției trebuie să registreze modificările la acest partid. Am atenționat astăzi din piață ca nu cumva să tergiverseze ca în cazul deci domnului Usatăi sau să, în general, să nu înregistreze, pentru că atunci vom merge și vom protesta acolo, așa cum am făcut-o ieri tot în mod consolidat, când Jurnal TV a fost scos din emisie de către gruparea criminală a lui Placotniuc și numai după protestele noastre din fața MOL Telecomului, jurnalul a fost repus pe post. Eu am date foarte serioase de investigație și știu despre ce vorbesc. Dacă ați uitat întrebarea mea, ce pretenții aveți? Pretențe, deci, în primul rând, eu sunt președintele Asociației Apollo, care monitorizez toate televiziunile din Republica Moldova, inclusiv Moldova 1. Vreau să vă spun că după ce am pichetat Moldova 1 în astă vară și după 6 septembrie, după Marea Adunare Națională, lucrurile s-au schimbat cam în jur de 10-15%. Care ar fi doleanțele noastre ca reprezentanți ai societății civile, anume a societății civile protestatare, nu a societății civile angajate, gen Ecaterina Mardarovici sau alții care vin aici și lustruiesc imaginea Partidului Democrat. Vă rog să-i dați un telefon doamnei Mardarovici, să o găsiți la telefon, da, că așa am învățat eu că se fac emisiunile. Exact când... așa propunea și Țuțu în Parlament, că atunci când vor avea loc dezbate și cineva pronunță un nume, imediat se oprește emisiunea, se întreabă Placotniuc, se întreabă Cutare, nu este normal. Dar doamna Mardarovici nu este în studio, nu se poate apăra, domnule Năstase. Ea a vorbit și cu Filip și a spus că este cea mai bună candidatură care putea să o găsească cu oligarhie criminală. Deci a vorbit la societatea civilă angajată. Dar despre altceva este vorba. Doleanța noastră este ca la atunci când se vorbește la emisiunile de la Moldova 1 despre platforma civică de demnitate și adevăr, despre protestatari, despre opoziție, să fie invitați oamenii reprezentativi ai acestor structuri. Noi suntem zoiți de un an de zile de către cele cei 7 radiodifuzori. Cornelia Cozonac vă reprezintă sau nu? Da, ea este membra platformei. Cornelia Cozonac a fost într-o dezbatere acum câteva zile. Corect. Iată, atunci am fost reprezentați. Atunci am fost reprezentați. Domnul Țicu nu face parte din platforma civică de demnitate și adevăr, dar este o persoană... Asta îți propune ca platforma civică de demnitate și adevăr să fie în fiecare seară la Moldova 1? Nu în fiecare seară, dar atunci când se vorbește despre ea. Și să fie invitați membrii fondatori ai acestei platforme. Una la mână. Doi. Un an de zile suntem zoiți de către zoinițele lui Placotniuc, cei 7 radiodifuzori ai lui. Într-o instituție publică, așa, da, exact. Să vă alegeți totuși cuvântul. Da, le aleg foarte bine. Deci cuvântul zoiniț este un cuvânt care este înregistrat de dicționarul explicativ al limbii române, nu este niciun fel, este o expresie metaforică. Eu sunt un jurnalist pamfletar, așa că nu mă deranjează asemenea chestii. Deci, niciodată la publică nu a fost invitat un membru al platformei. Să vă rog foarte mult să nu numiți alte posturi de televiziune, pentru că nu este prea corect. Tot ce le spunem zoinițele lui Placotniuc, ca să fie clar. Deci este un titlu mai așa. Doi la mână. Noi considerăm... Am impresia că alunecăm. Noi, societatea civilă, am făcut declarații foarte clare, urma monitorizărilor. Vă spunem foarte clar că această televiziune
publică, din păcate, este a cincea televiziune a oligarhului Plahotniuc. De ce? Pentru că, în special, este invitat Candu, pe mică, pe ceas, niciodată nu vine cu un oponent. Trebuie să vă spun foarte clar, trebuie să vă spun clar că spuneți falsuri acum în televiziunea națională și le pot proba, vă pot da datele. Mițe, te rog să-ți găsești cuvintele. Ultima dată, când a fost invitat, n-ați venit. Opinia mea nu există, nu poate fi calificată ca fals. Te rog foarte frumos pe așa să-ți găsești tu cuvintele, bine? Nu poate fi calificat. Este o opinie. Și este o opinie așa. Este o opinie. Da. Dumnezeu da. Doar tot așa nu poate cum, fi tot așa cum CCAU este partajat politic Partidului Democrat. Dar nu despre asta. Deci nu suntem la dezbatere. Ce vrem ba să da, suntem la o dezbatere. Eu v-am invitat la o dezbatere. Nu oponentul nostru. Deci, nu sunt un jurnalist și fac o emisiune de și autor. Eu sunt jurnalist. Eu vreau acum altceva. Vreau să mă adresez populației Republicii Moldova, cetățenilor Republicii Moldova, că noi suntem societate civilă. Și să le spun că la ora actuală Republica Moldova este un stat captiv care are o guvernare ilegală, care are un parlament ilegal, care este constituit din 57 de mercenari, ei nu mai reprezintă fracțiunile parlamentare din 30 noiembrie și, prin urmare, ceea ce facem noi acum, luptăm împotriva acestui regim criminal instaurat recent în Parlamentul Republicii Moldova. Una la mână. Doi, noi invităm toți cetățenii Republicii Moldova, duminică, la orele 11, în Piața Marea Adunării Naționale, pentru a protesta împotriva acestei guvernări criminale. Noi cerem televiziunii publice să reflecte toate aceste acțiuni de protest la care vin zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni. Am impresia că deja ne obligați, noi le reflectăm de bună voie cum ar fi. Mi se spune de regie, mi se comunică că o avem pe doamna Ecaterina Mardarovici la telefon. Doamna Mardarovici, bună ziua! Ne auziți? Nu mai avem. Domnule Usatui, dumneavoastră, care este pretenția față de această televiziune? Pentru că cam ne-am auzit tot drumul vociferați de la Ștefan cel Mare până la televiziune. V-aș recomanda totuși, dacă nu vă este cu supărare, să nu vă alegeați de numele de familie. Nu mi l-am ales eu. Bine. Dar iată opțiunea civică, mi-am ales eu. Ok. Domnul Sur. A trecut un an jumătate, aproape doi, de când m-am întors în Republica Moldova și ok, sunt implicat într-un proiect politic, așa a fost decizia mea, da? Ceea ce se întâmplă la Moldova 1, nu vă supărați, dar eu urmăream chiar dacă nu eram în Republica Moldova și eram în Federația Rusă. Iertați-mă, vă rog. Doamna Mardarovici a revenit. Bună ziua, doamna Mardarovici. Bună ziua. Deci, domnul Vasile Năstase, care suntem în emisie direct aici, vă acuză că dumneavoastră spălați imaginea, dar dumnealui este... Ați auzit ce a spus sau nu? Cu regret n-am auzit, pentru că sunt într-o ședință și nu am putut să ascult. Am vrut doar să vă dau dreptul la replică. Spunea că dumneavoastră, Vasile, vrei să repeți ca să fiu... Am spus că sunt invitați oameni ca Ecaterina Mardarovici, care susține această guvernare, din punctul nostru de vedere, criminală. Am văzut acest lucru atunci când a spus că Filip este unul din... că este o persoană binevenită, deci, la funcția de președinte. Deci noi avem... Ideea era asta, dar eu ca reprezentant, al societății civile, am cu totul altă opinie și consider că această guvernare este ilegală și este criminală. Și aici noi, și eu vreau atunci să fiu invitat cu Ecaterina Mardarovici, așa cum am participat cu ea la Jurnal TV în dezbatere și avea altă opinie, vreau să fiu invitat la Moldova 1 și să-i spun asta în față, dar să nu vorbim acum prin telefon, conform scenariului. Să vin acum la Moldova 1 ca să vă spun și eu punctul meu de vedere, eu respect punctul dumneavoastră de vedere și cred că asta înseamnă societate democrată. Când avem puncte de vedere diferite și nu suntem de acord, dar ne exprimăm dezacord în mod politicos. Deci pot să vă argumentez de ce Filip acesta nu poate să fie prim-ministru. Pentru că el a falsificat alegerile cu registru, când a înregistrat la Băcioică 800 de oameni în același locație, în aceeași casă. Nu și-a înregistrat casa, așa? A făcut contrabandă cu țigări, a comis atacul Raider și așa mai departe. Cum, despre ce integritate putem noi vorbi? Dumneavoastră sunteți reprezentant a societății civile. Cum puteți să susțineți o asemenea persoană? Domnule Stas, probabil că aveți dreptate din punctul dumneavoastră de vedere, dar eu am învățat în viață să nu fiu ceea ce nu sunt. Nu sunt judecător și în momentul în care nu ați atacat și nu avem o decizie a instanței de judecată care a confirmat sau a infirmat că s-au făcut acele abuzuri, eu nu pot să condamn pe om. Eu pot să vă cred sau să nu vă cred. În momentul în care se vor face dovada legală acestor încălcări din partea prim-ministrului, eu voi fi și eu printre cei care voi zice să-și dea demisia. Deci în momentul în care a
fost desemnat, nu am avut niciun document în fața mea în care s-ar fi confirmat ilegalități. Și eu sunt un om și în principiu respect sau pun în principiu nevinovăției în față. Acest candidat a declarat în fața reprezentanților societății civile că nu a încălcat legea și nu este în conflict cu legea. Și în baza acestui principiu eu am spus că acest om este integru din informația pe care o am azi. Dacă se va întâmpla ca și în cazul Luca Burici, care peste timp s-a demonstrat legal că nu avea studii și că de prima lui nu era una reală, atunci voi spune că este un om, că nu este un om integru. În rest, eu am spus respect punctul de vedere a oricui. Și din câte ați observat, atunci la televiziune au fost invitați și au avut posibilitatea în orele cele să-și spune punctul de vedere oameni foarte diferiți. Eu vă mulțumesc, doamna Margarovici, vă rog să mă iertați dacă v-am indispus... Nu, deloc. Eu îl cunosc pe domnul Năstasa, am tot respectul. Sunt și o mamă care am tot stat în stradă de 86 până mai recent, dar... Sunt două lucruri. Eu vă mulțumesc. Haideți să revenim la domnul Usate. Eu vă mulțumesc, doamna Margarovici. Domnule Usate. Deci, am privit, am urmărit atent tot ce s-a întâmplat în Republica Moldova și chiar acești 10 ani care am muncit și am locuit în Federația Rusă. Da, nu pot să spun faptul că astăzi Moldova 1 ar fi seriile Publica TV 2. Adică câteodată mai trece ceva pe la zonă. Vă rog foarte mult, sunteți om de business. Știți ce înseamnă asta? Nu pronunțați, vă rog, numele altor televiziuni. Bun. Spuneți o televiziune. Televiziunea lui Placotin. O televiziune. Da. Bun, domnul Surdu, eu spun așa cum consider eu. Dacă nu ați publicitatea, domnule. Spun ceva incorrect, înseamnă că vă ascultați, nu e și o problemă. Despre principii și valori ați discutat fără mine așa cum nu m-ați invitat. Un an jumate am fost o singură dată la dumneavoastră la televiziune. Am fost, ați avut perfectă dreptate când am vorbit în fața presiei, că da, a fost o invitație, nu știu ce s-a întâmplat, chiar eram în drum de la nord și am fost invitat, mă tin chiar și cu domnul Dodon, în acești zi eram invitat cu prezentanții platformă. Da, și atunci nu vroiați să veniți unii cu alții, din câte mi-am amintesc eu, și platforma spunea că nu vine cu Usate și Usate spunea că nu vine cu platformă. Cunosc multe situații de la colegi care unii de ei și acum activează la Moldova 1, care îmi spun din înăuntru, îmi dau informații. Cei ce Usate este unul din cei mai informații Republica Moldova, cred că am dat dovadă de mai multe. Și când cine se spune mie, mi se spune mie, inclusiv colegii dumneavoastră, când îmi spune, Renat, ce este legat de tine? Nu îți permite. Spuneți-mi, vă rog, a ieșit în timpul anului cu mai multe declarații, și nu doar cu declarații, dar a ieșit și cu mai multe probe. Ați arătat doar în știri acele evenimente. Spre exemplu, dacă îl băcănem pe Filat și Plahotniuc vă dă de voie să arătați, abia în timp și ala câteodată mai apare ceva la Breaking News. În alt caz, eu nu știam că o să avem emisiuni direct. Eu am monitoringul pe zile... Rubrica Breaking News e în altă parte. Confundați televiziunea. Domnul Surdu. V-ați sărătăcit pe... Domnul Surdu. Pe realitățile moldovenești. Nu, domnul Surdu. Ori de la Moscova lucrurile se văd așa. Domnul Surdu. Pentru mine se văd o chestie din Moscova și din Bruxelles. Și din Miami tot. Și din Balți? Și din Balți tot. Pentru mine este important. Haideți, oare leptăm realitatea? Da. Arătăm așa cum este. Doar nimeni nu vă roagă. Da, cu Usate, Doamne ferește, într-o zi o să apară o informație. Sau, nu știu, s-au furat 10.000 de lei din bugetul municipal Balți. Dar când? Când? Când s-au furat? Nu, vă spun încă o dată. Dacă o să fie cazul, atunci arătați cu Usate e rău. Dar din momentul când Usate face niște conferințe de presă, unei acuză, spre exemplu, unii agenți economici care fură din bugetul municipal Bălți 10 de milioane de lei, asta nu-i breaking news pentru Moldova. Nu vorbești Usate despre 100 de mii de lei, se vorbește despre 10 milioane de lei și Usate demonstrează probele că au fost furat. Dar la noi se arată așa, odată în an când Usate vine cu Sofie Rotaru, odată când îl pune pe Filat la pușcării și odată se arată un congresul unui partid. Domnule Usate, dacă, și vă rog să răspundeți ce... Bă, sunteți un om cu fair play imediat. O singură replică. Mesajul pentru cetățeni. O singură replică. Sau nu acceptați o singură replică. Dacă eu vă aduc probele că în ultima săptămână, că nu o să avem timp de mai multe probe, televiziunea Moldova 1 a fost foarte aproape de etalon.
Dumneavoastră veți avea curajul să vă cereți scuze public?